fost un meci greu. Având în vedere că prima etapă, suntem o echipă care încă suntem în căutări. Au venit 11 jucători noi și cred că am început bine, cu dreptul, și sper să ținem tot așa. Faptul că v-ați stins așa pe final, n-a mai fost o clar viziune acolo în față, ce s-a întâmplat, încă nu sunt relațiile bune, ce se întâmplă? Da, nici nu sunt, adică nu pot să spun că nu sunt relații, sunt 11 achiziții, nu știu dacă și-a făcut antrenorul încă o analiză pentru toți. Eu zic că astea 3 meciuri, dacă le abordăm și facem minim 7 puncte, eu zic că suntem în play-off, dar acolo începe al campionatul în play-off. Primul meci, primul gol, ce ți-ai propus pentru... E un singur obiectiv, promovare. Nu mi-am propus să dau goluri, trebuie să-mi ajute echipa și împreună să ne atingem obiectivul propus. Pe cine vezi adversari mai puternici așa pentru promovare? După transferul, eu zic, Baia Mare și Chindia, astea cred eu, nu știu. Mai pot fi ajuns echipele astea de voi, mă refer? Păi, și un punct diferență între noi și ele, deocamdată, plus de asta să și înjumătățesc. Eu zic că nu putem să tragem concluzii acum, că... Eu mă refer la, ținând cont și de jocul pe care îl prestați voi și ce ați prestat în prima parte. Da, există o schimbare în bine față de prima parte, un entuziasm, și că tot tine, care vor să confirme, plus avem, nu știu, condiții fizice mai bună. Una peste alta, promovăm. Asta e ideea, pentru asta am muncit un an întreg și numai la asta